Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem astăzi, așa cum v-am obișnuit, următoarele 72 de ore. Să vedem ce vă așteaptă în acest timp ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că eu notez minutele pentru fiecare talare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere, împreună cu datele mele de contact. Vom face trei variante, ca de obicei, va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3. Și haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce vă așteaptă în următoarele 72 de ore, evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 1. Evenimente importante următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 1. Pentru foarte mulți dintre voi aveți de a face cu cineva cu litera C, F, P, C, ok? De două ori am C, aud și Cristina, Corina, Cristina. Este vorba despre terminarea unei relații cu o persoană pe care nu vă mai doriți. Dacă sunteți domni, terminați o relație cu o persoană pe care nu vă mai doriți. Adică o persoană care nu mai are ce căuta, probabil că aveți două persoane cu care sunteți împreună sau la care vă gândiți, poate ați ales pe altcineva. Eu văd că se renunță la una dintre relații. Dacă sunteți doamnă și aveți de-a face cu cineva, care este o persoană căsătorită, un bărbat căsătorit sau a ales o altă femeie, ok? Bărbatul ăsta părăsește femeia asta, se iese din triunghiul ăsta amoros, care poate durează de 10 luni, 5 luni, pentru alții dintre voi de un an de zile. Se iese din triunghiul ăsta amoros pentru că cineva va fi prins aici cu o minciună, o femeie va fi prinsă cu o minciună și anume în legătură cu doamnele, dacă sunteți în situația asta și aveți de-a face cu o persoană căsătorită, femeia asta va fi prinsă cu o minciună pe care a spus-o ca să țină bărbatul ăsta lângă ea sau ceva ce a fost între ei, ok? Pentru foarte mulți dintre voi aici este posibil să aibă de-a face cu toată situația asta mama acestei femei. Mama acestei femei, care din câte văd i-aș a dorit ca femeia asta să rămână în relația asta. Ok? Dar aici totul s-a terminat. Cineva se dezleagă de ceva, de o legătură, de o chestiune care n-a fost cinstită, o căsătorie care n-a fost cinstită sau o relație care n-a fost cinstită. Cineva aici a stat cu o persoană mai în vârstă, o femeie mai în vârstă sau o femeie mai în vârstă care este mama acestei femei, a încercat să țină relația asta legată prin anumite manipulări posibil sau anumite lucruri pe care le-a făcut, ok? Dar aici totul s-a terminat. Pentru altele dintre voi sau pentru alții dintre voi poate fi mama unui bărbat care a făcut asta. Ok? Pentru că mai văd posibil pentru unele dintre voi mama unui bărbat să fie încercat să țină relația strânsă, făcându-i o favoare, ca să spun așa, acestei femei, să stea cu băiatul ei. Pentru că pentru foarte multe dintre voi ăsta este mesajul. Dar aici spun, totul s-a terminat. Pentru alții dintre voi, cineva a făcut un sacrificiu să stea într-o situație de genul ăsta pentru că au vrut părinții sau pentru că a fost o chestiune de neamuri, de dorința părinților sau ceva legat de o moștenire cu o casă. Cineva a suspinat, ok? A suspinat și a părut rău că a fost o persoană falsă. Un bărbat aici este foarte îndrăgostit de o femeie. Deci este foarte îndrăgostit de o femeie care s-a purtat într-un mod fals. Pentru că el era deja într-o situație de compromis, din câte văd, pentru doamnele care vă uitați. Poate bărbatul ăsta să aibă doi copii cu această femeie. Sau ea să aibă un copil dintr-o altă relație și ei împreună să aibă încă un copil. Este o chestiune de o relație bolnăvicioasă între aceste două persoane. Bărbatul ăsta și-a dorit foarte mult reuniunea cu voi, doamnele. Ori dacă voi sunteți domnii, v-ați dori foarte mult o reuniune cu o persoană iubită. Dar ați simțit că pur și simplu este tot timpul cineva la mijloc. Poate rușinea voastră față de familia asta, poate ați vrut să ieșiți cu ceva din situația asta sau
n-ați vrut să răniți pe cineva, ați vrut ca să plecați pe pace sau ați mai dat o șansă acestei căsnicii, la fel și pentru doamne, dacă aveți de-a face cu un bărbat într-o astfel de situație. Bărbatul ăsta s-a chinuit să iasă de acolo sau i-a fost teamă că va răni pe cineva. Bun, aici avem de-a face cu cineva care s-a temut că o să-i rănească pe ceilalți dacă face acest pas și iese din această relație. Dar aici legătura s-a terminat. Repet, pentru foarte mulți dintre voi era o legătură de respect, și anume un respect față de o persoană mai în vârstă, un respect față de o familie sau de cuvântul pus în fața cuiva care pare că este o persoană falsă. Și anume, dacă un bărbaș a pus cuvântul în fața unei familii, ca să spun așa, că va sta în acea relație cu femeia respectivă, aici a fost un cuvânt fals. Un cuvânt fals. El nu și-a dorit să stea în relația aia. O, dacă cineva și-a pus cuvântul, nu contează, în fața unui bărbat aici, un bărbat în fața unui bărbat, că nu va sta cu o femeie, cineva aici spune, rup acest jurământ sau rup acest legământ sau rup ceea ce am discutat cu tine, pentru că eu chiar îmi doresc să fiu cu femeia asta. Dar cred că cineva nici nu anunță aici. Pentru că din câte văd este o falsitate. Cineva o să descopere o falsitate persoanei care i-a spus acest cuvânt, ca să spun așa. Și anume, nu voi face acest lucru sau te ascult sau etc. Ok? Pentru alții dintre voi este o chestiune legată de un proces, lege. Cineva primește o înștiințare, aici este și o femeie văduvă, cineva primește o înștiințare în legătură cu o chestiune, un bărbat care va avea probleme cu legea sau un bărbat care are probleme cu legea. Pentru alții dintre voi cineva se eliberează aici din câte văd. Cineva primește o înștiințare că cineva se eliberează. Pentru alții dintre voi, dacă aveți de-a face, pentru cine aveți de-a face, ok, cu o persoană închisă sau o persoană cu probleme de lege, ok, bărbatul ăsta discută cu două femei. E un bărbat care discută cu două femei. E o femeie care o să rămână văduvă aici. Vă spun din start, pentru cele care sunteți în situația asta, o să rămâneți văduve. Dacă aveți de-a face cu o persoană toxică și vă este teamă de persoana asta, că o să iasă de la închisoare și o să vă facă ceva rău, sau este cineva care vă tot amenință, sau un bărbat care discută la distanță cu mama lui sau o femeie încercând să facă foarte mult rău, ok? Rău și-l face lui, pentru că, doamnele, eu văd că o să rămâneți văduve. Vreau clarificarea cărților pentru cei de la varianta numărul 1, următoare 72 de ore. Exact, aici sunt două femei. O să las cartea asta întoarsă, pentru că aici ceva ce a fost în ceață pentru voi a ieșit la suprafață, sau va ieși la suprafață în următoarele 72 de ore. Ceva ce era în ceață referitor la o persoană în care voi aveați încredere, sau ceva ce avea legătură cu o persoană care are luna în vărsător, posibil pentru câțiva dintre voi, sau o să fie o persoană chiar din vărsător. O persoană roșcată sau o persoană cărămizie la păr, o persoană foarte, poate fi chiar o femeie, o persoană foarte falsă din câte văd a ieșit vulpe invers. Persoana asta a fost desconspirată. Și cu luna invers este ceva ce iese la suprafață. Se taie o situație, un bărbat decide să termine o relație cu o femeie, un bărbat are o discuție cu persoanele din familie, dar aici se dă un turn, și anume turnul ăsta este decizia acestui bărbat că vrea să fie cu cealaltă femeie. Acum, doamnele, în ce poziție sunteți? El se pregătește, femeia cealaltă știe că nu mai are nicio soluție sau nu mai are ce să facă în situația asta, ok? Pentru că cineva aici a încercat să țină relația asta cu posibil lucruri necurate, posibil cu manipulări, posibil implicând persoane din familie, posibil
încercând să manipuleze pe cineva cu un copil sau mai mulți copii sau să facă persoana asta responsabilă de ceva ce nu mai vroia să fie responsabil, posibil pentru mulți dintre voi. Aici cineva spune, mă despart oricum. Și dacă trebuie să mă despart și dacă să mă despart înseamnă să mă despart și de neam, familie și toată lumea ca să pot să fiu fericit sau fericită, puteți să fiți și doamne în situația asta, ok? Asta voi face fără doar și poate, pentru că cineva aici dă un mesaj sau o declarație sau o chestiune bombă. Cineva află un adevăr, cineva face o confesiune aici. Exact. Exact în căsnicie. Pentru că cineva aici s-a hotărât la amante, ok? Poate așa este privită cealaltă femeie care nu este într-o relație oficială, care nu sunteți, dacă sunteți domni, într-o relație oficială. Cineva își dorește să facă publică relația cu această persoană. Își dorește stabilitate. Își dorește să facă publică această relație. Și în același timp, el este într-un divorț sau dorește să termine o relație cu o femeie care este într-o căsnicie. În următoarele 72 de ore, cineva va trebui să amâne o călătorie aici datorită faptului că se întâmplă ceva în familie. Ori este un final, exact. Este un final. Ori cineva o să aibă probleme aici cu mașina, dar ori va fi o amânare de drum. Pentru cei care sunteți plecați în afară și vreți să faceți un drum, ca să spun așa, acasă, aici se mai amână un drum sau se taie un drum pentru că se întâmplă ceva acolo. Ceva ce o să vă rețină cel puțin încă, ca să spun așa, 3-4 zile. Sau depinde unde sunteți. Ok. O femeie mai tânără aici este însărcinată. Wow. Ori este o nouă relație pe care cineva și-o dorește. Ori cineva află că o femeie mai tânără este însărcinată. Dar bărbatul ăsta nu-și dorește sarcina, cu această femeie sau nu-și dorește să-și asume responsabilitatea. Pentru cele care sunteți voi în situația asta și aveți de-a face chiar cu un bărbat mai în vârstă sau o situație în care bărbatul ăsta n-a fost serios, ok? Și voi v-ați dori foarte mult ca cineva să pună relația pe tapet, pe copertă, să iasă public cu această relație doar pentru această sarcină sau această chestiune. Este o, este o situație că nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla pentru că cineva nu vrea să-și asume responsabilitatea aici. Nu. Cineva i s-a afișat într-o căsnicie extraordinar de fericită sau o relație extraordinar de fericită, un bărbat mai exact. Dar relația respectivă este de fapt ca o travă. Cineva o să iasă oricum de aici. Exact. Cineva oricum o să iasă din această situație. Cineva vrea să o ia de la zero. Vrea să o ia de la zero, ducând informații, dorind să ia legătura cu a doua femeie. Aici este cineva care spune, indiferent de situație, indiferent de circunstanțe, eu tot am să vorbesc cu persoana asta. Exact, cineva vrea un nou început. Dar este posibil ca acest nou început să se amâne puțin, ori va trebui ceva tăiat pentru a avea loc acest nou început, pentru că cineva aici trebuie să renunțe la ceva pentru a avea ceva nou. Și persoana asta este foarte conștientă. Dacă sunteți voi, știți despre ce este vorba. Oricum, un final și un nou început va avea loc. Dar mai vreau o carte aici. Coasa și... Coasa și curată. Posibil să fie cineva din pești. Ok. Ori dacă sunteți din zodia pești, desconspirați o persoană în legătură cu o sarcină falsă sau ceva ce... sau o sarcină falsă, ok? Sau desconspirați o minciună, ceva ce v-a fost spus de partenera voastră sau partenerul vostru, o persoană care este lângă voi și a spus femeia asta mai șatenă sau ciocolatie la păr, blondă pentru alții dintre voi. Ori aflați ceva în legătură cu cineva din zodia pești. Pentru că aici este o chestiune de scurtă durată. Toată treaba asta, dacă a fost o relație
sau o situație a fost de scurtă durată. O persoană este foarte oportunistă aici și acum se află la o răscruce de drumuri. În legătură cu o dorință de un nou început într-o relație și cred că este același bărbat pe care l-am văzut aici, care decide să aibă o relație cu altcineva. Okay. Vreau o carte aici pe Crossroad și Ring. Următoarele 72 de ore. Da, cineva s-a consolat cu partea financiară, dar acum cartea fiind întoarsă și ceea ce văd și în clar viziunea mea, un bărbat n-a avut parte de ceea ce și-a dorit într-o relație de scurtă durată de oportunism cu o persoană care nu i-a oferit ceea ce a vrut. Acolo a fost o casă, exact despre ce am vorbit mai devreme, ori de rușine, ori de o moștenire, ori de o necesitate. Lucrurile n-au ieșit așa cum cineva s-a aștepta. Pentru alții dintre voi, e posibil să se taie o chestiune în ceea ce ține de primirea unei sume de bani. Ok? Ia să vedem cartea asta. Cineva și-a consumat banii aici pe distracții, pe Beatrice, Bianca. Cineva este născut în 76 aici. Cineva în 85, 33 de ani văd pentru alții dintre voi, poate aveți de-a face cu cineva care are 46 de ani, persoana care o să terminați relația, posibil 43, 46, între 43 și 46 de ani. Aici este un bărbat, ok, este cineva care și-a consumat banii, ori iubește alcoolul, sau iubește să cheltuiască banii pe jocuri de noroc, alcool, vicii. Este cineva care o să înțeleagă că ori femeia asta termină relația cu el, pentru că este o femeie care tot timpul îl verifică, tot timpul îl controlează, tot timpul vrea să vadă unde este. Este într-o casă situația asta. Ori el se satură practic ca persoana asta să-i controleze viața. Dar oricum aici este ceva ce se termină. Crossroads și Ring. Da, da. Cineva vrea să dea un inel aici sau vrea să înceapă o nouă relație, vrea să ceară pe cineva în căsătorie, dar nu persoana care este acum. Și este la o răscruce de drumuri. De ce? Wow, ok. De ce? Deci am două variante aici. Un bărbat dorește să-i fie fidel unei femei pe care o iubește foarte mult. Bărbatul ăsta își dorește reuniune cu această femeie. Numai că aici sunt foarte multe persoane implicate la mijloc care sunt niște dușmani în această situație. Ori posibil acestui bărbat este teamă că o femeie ce este dezechilibrată și ar putea să-i facă rău femeii care el vrea să fie, dacă sunteți voi, doamnele, și vă uitați, ok? Ori mai este o variantă în care un bărbat să-i... sau cineva aici a primit atâtea informații, pentru că este foarte multă lume implicată de partea bărbatului, care a încercat să facă acestui bărbat o idee că femeia asta pe care el o iubește este inamicul lui. Dar pentru mulți dintre voi este prima variantă. Și anume faptul că bărbatul ăsta este teamă că are alături o femeie sau o exă sau cineva care ar putea să facă rău femeii pe care el o iubește. Anelica? O femeie posibil cu litera P, care are 41 de ani. Ok? Aici e cineva dezechilibrat mental, emoțional. Poate persoana asta a mai avut accese de agresivitate în trecut. E o persoană care face șantaj emoțional și trece printr-o depresie. E o femeie. O femeie, exact. Reuniune. Bărbatul ăsta se împarte între două chestiuni. Dorința de bani, dorința de stabilitate, ori faptul că împarte ceva financiar cu această persoană, faptul că persoana asta îl șantajează emoțional, faptul că este frică că ar putea să vă facă vouă, doamnelor, ceva rău această femeie.
Ce-o scuțească această femeie? Mănâncă. Inamica. Este o femeie domestică care stă foarte mult acasă, femeia asta care e cu bărbatul ăsta. Este într-o melancolie totală și într-o depresie și am și suspirii aici, este același lucru. E posibil persoana asta să aibă probleme cu legea? Ce spățească această femeie de nimică? Femeia asta se simte folosită. Se simte folosită, e o persoană falsă, se simte folosită. Femeia asta e posibil să se simte umilită, folosită, dar nu este vina voastră, doamnelor, în niciun caz. Este cineva care se complace în acea situație. Ea a insistat pentru această relație. Ok. Bineînțeles că își va primi tratamentul. Ok. Da. Nu am zis bine tratamentul, da. Eu am vrut să zic tratamentul pe care vi l-a aplicat vouă, doamnelor, sau a încercat ce a încercat să vă fac. Își primește același tratament. Dar când am spus tratament, văd un medic aici. Și este vorba despre o femeie care are nevoie de un ajutor la medic. Ok. E o femeie disperată. Este o femeie disperată care are probleme foarte mari. În legătură cu o persoană, nu-i dă atenție. Bărbatul ăsta, femeia ăsta, nu-i dă atenție. O să mai vedem energie. Să vedem despre ce este vorba. Bun, haideți să mai vedem o energie pentru cei de la varianta numărul 1. Următoarele 72 de ore, pentru cei de la varianta numărul 1, următoarele 72 de ore, evenimente importante. Evenimente importante. Simona, Claudiu, Cornel. Gemeni, balanță, vărsător, mi-a spus Cornel. Elena. Ok. Aici este o situație. Ok, văd fecioară, balanță, taur, berbec, ca și zodii, capricorn, săgetător. Poate fi cineva din pești aici, un bărbat atent din pești, un bărbat care are foarte mult săgetător și pești în același timp, sau un bărbat căsătorit, ok. Vreau aici pentru foarte mulți dintre voi, persoana asta a încercat să aibă o victorie în secret, ok, într-o casă. Aici sunt două femei. Cred că este aceeași persoană care mi-a apărut mai devreme. Da. Aici este o... Am încetat să mai aștept. Cineva spune aici, care sunteți? Leu Berbec. Am încetat să mai aștept. Sau m-am hotărât, decizia este luată. Și săgetător, dacă sunteți. Decizia este luată. Pentru că am 2 de bute invers și 2 de săbi. Ies din modul eremit. Și anume cineva iese din singurătate sau dintr-o situație în care se simte ca și singur sau singură. O chestiune care poate să fi fost o căsnicie, o afacere, ori v-ați simțit singuri într-o situație sau cu o persoană sau lângă o persoană într-o căsnicie. Pentru alții dintre voi, iar mi-a apărut, a doua oară când mi-a apărut. În primul rând s-a terminat o karmă și în al doilea rând cineva se eliberează aici pentru că iese. Poate fi o eliberare,
Sau poate fi pur și simplu o chestiune de m-am eliberat dintr-o karmă sau dintr-o căsnicie, pur și simplu. Aici este femeia, doamnele. Aveți o respingere față de persoana asta când vine către voi. Pentru că eu văd că voi v-ați comportat foarte just. Și cineva aici a refuzat acest nou început în trecut. Iar acum voi îl veți refuza. Pentru că veți spune, chiar dacă persoana asta a divorțat sau chiar dacă persoana asta este singură, acest nou început nu o să aibă loc acum. Nu simt să aibă loc acum. Și o să văd și de ce. Poate marea preoteasă este intuiția voastră care vă spune că nu este momentul, ori pur și simplu este încă ceva ascuns și voi simțiți lucrul ăsta. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la varianta în următoarea 72 de ore. Evenimente importante. La voi a fost o perioadă de pace, o perioadă de tăcere în care nu ați vorbit cu persoana asta sau n-ați vrut să vorbiți cu prea multe persoane, n-a fost o chestie intenționată, a fost o chestie de vreau să mă recuperez, vreau să mă relaxez. Pentru alții dintre voi a fost un concediu, a fost o chestiune în care ați avut nevoie de foarte multă odihnă și recuperare, ori o perioadă în care să vă puneți ordine în gânduri, să luați o decizie corectă, fără să fiți influențați de circumstanțe, de persoane și de ce nu de sentimente. Și v-ați hotărât, bineînțeles, să mergeți mai departe. A spus, decizie e luată de mine. Nu mai vreau să stau în situația aia sau nu mai vreau să stau în chestiunea aia. Am înțeles acum de ce respingeți. Pentru că voi sunteți niște persoane. În primul rând, persoana asta nu-și mai dorește căsnicia aia. În niciun caz. Căsnicia aia se va termina. Pentru că aici este turnul și trei de pentacule. Cineva încheie o afacere, se desparte, dacă e vorba de doi asociați sau două asociate, pentru cei care treceți prin asta, se încheie o afacere, se încheie o relație, se ia o decizie într-o situație. Aici nu are loc un nou început, pentru că acest nou început este neserios. Până cineva nu vine cu cavalerul de cupe și aici este o inițiere cu cavalerul de cupe și justiția, și anume e posibil ca femeia să aleagă un bărbat mult mai serios cu intenții serioase, poate să aleagă pe cineva din zodia Scorpion sau Balanță, ok? Este aici o decizie pe care cineva o ia. De ce nu Taur? Pentru că este o situație în care cineva spune, nu mai vreau jocuri, sau eu nu sunt o opțiune, sau nu mai vreau să oscilez dacă sunteți domn. Nu mai vreau situația asta. Pur și simplu vreau o relație justă, știu ce vreau, am manifestat lucrul ăsta. Și aici chiar cineva o să înceapă o relație foarte stabilă de dragoste. Foarte stabilă. În special dacă sunteți doamne, o relație foarte stabilă. Pentru că aici e o cerere în căsătorie. Cavalerul de cupe și justiția e o cerere în căsătorie. Lăsând zodia la o parte. Și este și o mare victorie. Poate mulți dintre voi decideți să vă mutați împreună. Sau persoana asta din senin vă propune să vă mutați împreună, ceea ce o să fie o surpriză pentru voi. Ori pentru foarte multe dintre voi o să spuneți, nu este momentul acum să facem pasul ăsta. Sau nu vreau, nu mă simt pregătit sau pregătită, sau în trecut nu a putut să aibă loc un nou început între noi pentru că, ok. Până persoana asta, poate asta a fost energia trecutului, n-a venit corectă. Ghimbir, cineva mănâncă ghimbir aici? Ok. Până persoana asta nu a venit corectă către voi sau cererea asta în căsătorie, ori așa cum v-ați dorit voi, relația asta n-a putut să aibă loc. Ceva mănâncă ghimbir, e clar. Ori aveți o băutură în ghimbir, ori mâncați ghimbir. Wow! Ceva a avut o dependență sexuală aici, ori a fost o chestiune de o persoană mai tânără cu o dependență sexuală. Am zis bine, cu o dependență sexuală. Ceva s-a axat foarte mult timp aici. Pe o dependență sau cu o dependență sexuală, în sensul în care poate fi un bărbat mai tânăr. Chiar și o femeie. Luați cum rezonează. Nu contează vârsta. Cineva care a avut o dependență, cu o dependență, nu contează, sexuală. Și orice nou început de relație se manifesta astfel. Oricineva trata persoanele din jur ca niște evenimente sexuale sau trecătoare. Asta până când
va întâlni pe voi sau până când, dacă voi sunteți aceștia, până voi ați întâlnit persoana asta, pentru că este cineva care a refuzat o astfel de, un astfel de tratament, un astfel de comportament. Cineva este mai mult decât atât, iar bărbatul aici a realizat că își dorește mult mai mult cu această femeie. Exact, cineva are probleme financiare aici, probleme mari financiare. Cineva nu mai vrea să facă un joc în finanțe aici. Spune, nu mai vreau să jonglez între căsnicie sau între afacerea asta, ori nu mai vreau să fac jocurile astea pentru bani. Pur și simplu, nu mai vreau să mă comport astfel. Pentru alții, la propriu, este vorba despre cineva care are o afacere într-o cele despre care am spus mai devreme și spune, nu mai vreau așa ceva. Sau nu mai vreau, cineva spune, nu mai vreau eu să fac așa ceva pentru bani. Depinde cu cine aveți de-a face. Ok, fiecare dintre voi știți. Ori pentru cineva este posibil aici să fi frecventat foarte multe cluburi de noapte. Și atunci cineva spune aici, nu mai vreau să fac asta. Cuiva i-a făcut rău stilul ăsta de viață. Cuiva i-a făcut rău că a tratat, că a avut această codependență de care a vrut să scape sau vrea să scape. Pentru că cineva s-a îndrăgostit de o persoană nouă. Cineva și-a găsit împărăteasa. Aici este vorba de o persoană foarte justă. Trei de cupe și turnul. Aici se termină un triunghi amoros, ori o decizie în dragoste, exact cum am spus mai devreme. Vrând nevrând, cineva, chiar dacă nu ia o decizie, universul ia pentru această persoană o decizie, dar eu văd că cineva o să ia decizia asta. Cineva o să spună, nu mai vreau să continui situația asta. Eu vreau să discut, chiar dacă mi-este foarte greu, cavalerul de cupe și 10 de bâte, să discut cu această femeie, pentru doamnele care vă uitați. Poate bărbatul ăsta spune, este chiar dacă mi-este foarte greu să accesez femeia asta să discut după ce i-am făcut 10 de săbi cu as de bâte. Ok? O falsă inițiere într-o relație sau dragoste. După toată treaba asta mi-este foarte greu să mai am credibilitate în fața acestei femei. Dar totuși o să încerc din răsputeri să vorbesc cu această persoană. Chiar vreau să prezint persoana asta familiei mele, cineva spune aici. Chiar vreau să prezint persoana asta familiei mele și tuturor persoanelor dragi mie. Ori vreau să călătoresc cu persoana asta în toată lumea. Deci aici este ca și cum cineva pornește de la singurătate. Ori ați avut o perioadă de pauză, de singurătate, 6 de monede, 4 de săbi. Asta o să fie o surpriză pentru cineva, pentru că este o cerere în căsătorie, o inițiere, o transformare, o chestiune de... Vă treziți într-o relație atât de serioasă cu o nuntă foarte mare. Nu spun că nunta se va face în următoarele 72 de ore. E vorba de ideea în sine, de planuri, de cerere, de o persoană care apare din neant. Cu siguranță cunoașteți această persoană, dar nu a fost o relație serioasă între voi. Ori v-ați despărțit de mult de această persoană, pentru că cineva vine... Vine hotărât rău. Și vreau să văd hierofantul și lumea. Ok. E o călătorie lungă pe care această persoană o să o facă. Și vreau să călătorească pentru această cerere în căsătorie. Ori o să vă căsătoriți cu cineva care este la distanță, peste mări și țări, ok? Cineva vă iubește de la distanță. Vreau să văd luna, pentru că aici este, s-ar putea să fie când este luna, chiar dacă nu sunt următoarele 72 de ore. Când este luna nouă în balanță, ceea ce urmează pe 26 septembrie acum. Ia să vedem luna. Ori călătoria asta o să aibă loc noaptea. Luna. Da, este un drum, posibil la foarte mulți dintre voi drum cu avionul, călătorie cu avionul. Cineva discută cu niște persoane aici în următoarele 72 de ore, uite ce pas vreau să fac, vreau să mă sfătui cu voi dacă pot să fac pasul ăsta. Chiar vreau să fiu cu persoana asta, chiar vreau să cer persoana asta în căsătorie sau chiar vreau să inițiez o relație serioasă. Și care e problema aici? Că vreau de cupe 10 de săbii? Ceva ce s-a aflat luna, ok?
ceva ce s-a aflat, bărbatul ăsta știe că s-a aflat ceva despre el și nu mai are credibilitate în fața acestei femei. Luna invers, exact. Cineva a creat un conflict pe... a creat un conflict din cauza unei neseriozități aici, pentru că a dat prea puțin în această situație sau nu a dat deloc. Este cineva care a adus conflict și a încercat să pună femeia într-o rivalitate sau concurență, ceea ce femeia, împărăteasa, ok? Nu a stat la discuții din câte văd și persoana asta a plecat, iar bărbatul ăsta îi pare foarte rău că a făcut astfel de lucruri. E posibil ca un bărbat aici să fie avut o afacere ascunsă, ciudată sau anumite afaceri ciudate, ok? Iar bărbatul ăsta chiar asta face, schimbă tot modul de viață, pentru că el spune, nu am cunoscut dragostea până acum, dar pe femeia asta chiar o iubesc și vreau să renunț la toate prostiile astea din viața mea, să-mi schimb modul de viață, felul în care îmi vin finanțele, posibil să spună cineva aici, ok? Pentru că vreau să mă căsătoresc cu această persoană, pentru că asta este ceva de lungă durată. Luna invers. Cuiva îi pare rău, cineva are foarte, posibil să fie avut foarte multe vicii aici, cineva s-a confruntat cu foarte multe vicii sau bea foarte mult, cuiva îi pare foarte rău aici. Șapte de săbi, cineva a mințit. Bărbat a mințit, bărbatul ăsta este foarte îndrăgostit, dar el a mințit. Posibil să aveți de a face cu cineva din zodia leu care are și capricorn, dacă sunteți voi. Dacă nu voi, doamnele, sunteți capricorn, leu, scorpion, gemeni, ok? Bărbatul ăsta este foarte îndrăgostit de voi. Și voi chiar îi aduceți fericirea acestei persoane. Foarte multă fericire. Cineva a mințit. De fapt, bărbatul ăsta încă vă iubește sau vă iubește din ce în ce mai mult pentru că este cineva care... Și-a ținut cupa asta ascunsă, cineva care n-a vrut să afișeze sentimentele. 3 de săbii, cavalerul de săbii, spânzuratul. Poate fi un bărbat din pești care a avut de a face cu o femeie din vărsător, de care s-a despărțit. Ok? Sau cu o situație, poate are și un copil cu această persoană, sau o situație din trecutul lui, sau două situații din trecutul lui. Pentru că aici e un 3 de săbii și cavalerul de săbii. Trei de săbii și cavalerul de săbii? Da, cineva își dorește să se împace și cineva își dorește o împăcare. Și se grăbește să facă acest lucru. Cineva își dorește o împăcare foarte mult. Acum vreau să întreb. De ce să dorești această împăcare? De ce? Da, sunt cărțile de mai devreme. Este aceeași persoană. Și mi-au căzut ambele cărți invers. Este acea persoană care a pierdut financiar în cealaltă situație, ori și-a dat seama că nu mai vrea să stea în cealaltă situație pentru lucruri financiare. Cu acea femeie, exact, suspirii, melancolia, cu acea femeie, ok. O situație... E un delir acolo, e o situație foarte ciudată. Acolo s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva. Femeia asta este o femeie foarte periculoasă. Doctore. Da, e de, despre cine vorbeam mai devreme cu acel tratament. Vreau să văd următoarele 72 de ore cu această călătorie și luna. Cineva lasă o casă goală și pleacă. Viaggio. Exact, cineva pleacă la un drum. Pleacă la un drum pentru că vrea să se întâlnească cu persoana pe care o iubește. Exact. Persoana asta are foarte multe lucruri de spus. Dacă sunteți voi și vă duceți către persoana voastră dragă. Cineva are foarte multe lucruri de spus aici. La veche, signor. Ok, cineva vrea să se împace cu exă. Ori, doamnele, ex-ul vostru vine către voi. S-ar putea persoana asta să fie în stare de ebrietate în momentul când vă caută. Vreau să vă cartez. Posibil să fie un bărbat născut în 85? Ok.
foarte semnificativ pentru această situație 9-2, iar 2, 2-8, 2-a-8-a, 8-a-2-a, 3-6, cineva are 36 de ani aici. Vreau să văd o clarificare pe cartea asta. Două tore. Aici are loc o conversație. Exact cum am spus mai devreme. O conversație. Cineva conversează la o masă. În familie. Care e conversația? Despre ce? Nu, trebuie să mai iau un pachet de cărți. Trebuie să mai iau un pachet de cărți. Despre ce este conversația aici? Cineva spune, nu sunt fericit. Nu știu ce să fac pe mai departe. Pentru că nu sunt fericit. În legătură cu împărăteasa, exact. Mi-a plecat împărăteasa. Și cu femeia asta, regina asta de săbi, geme, în balanță, vărsător, rac, nu mai vreau să stau. Și m-a spus, mi-a plecat împărăteasa, eu cu femeia asta, geme, în balanță, vărsător, rac, nu mai vreau să stau. Exact, doi de pentacule de acolo. Nu știu că persoana mea se mai împacă cu mine acum. Vreau să fac drumul ăsta, așa să-i cupe, dar e vorba de persoana din trecut. Vreau să mă împac cu persoana asta, dar nu știu dacă mă mai vrea. Exact, ultima noastră ceartă a fost foarte urâtă sau ultimul meu refuz a fost foarte urât. Orice am spus persoanei astea sau ce am făcut, cu siguranță n-a uitat sau cu siguranță nu mă mai vrea. Trei de cupe, exact. Cineva aici o să se certe foarte rău cu o femeie, dacă este vorba despre un bărbat, s-a întâmplat deja. Bărbat, femeia asta a încercat să vorbească bărbatul ăsta ca el să se despartă de persoana iubită și să o lase în urmă. Dar cum întotdeauna adevărul este la suprafață, bărbatul ăsta s-a trezit. Și se ceartă foarte rău cu persoana asta. Cineva spune și cum am putut să mă uit la tine vreodată. Regele de săbi, marea preoteasă, exact. Și nouă de săbi. M-am putut să mă uit la tine vreodată, șapte de săbi invers, după ce m-ai mințit? Sau ce minciuni ai putut să spui? Șapte de săbi invers? Trei de săbi, exact. Da. Am și marea preoteasă, am și spânzuratul, unde este și luna în pești, apare foarte mult pești, dar este cineva într-o stagnare, spânzuratul și 8 de săbi. Este cineva și mai este cineva aici, fecioară. O fecioară a mințit foarte mult, o femeie din fecioară a mințit foarte mult. Cineva spune unei femei din fecioară și unei femei geme în balanță vărsător, ok. Spune, cum am putut să vă cred vreodată? Șapte de săbi invers. Șapte de săbi. Chiar unei femei săgetător, văd aici o femeie foarte puternică, aspectată din săgetător, care a mințit foarte mult. A fost o chestiune de afaceri, ori are fecioară săgetător, iar o relație ascunsă la locul de muncă, care a ieșit la suprafață cu altcineva. Ea a vrut regele ăsta de cupe, care poate fi rac pe scorpion, doar pentru o ambiție. Doar pentru o ambiție, cu îndrăgostiții, patru de bute, cavalerul de pentacule, ea dorind să stea în fața cuiva, ok. Sau dorind să lase o persoană să stea în zona eremitului, și anume în singurătate.
Doamne, dacă sunteți în situația asta, femeia asta a treia energie pe care are-o bărbatul ăsta, a încercat să vă pună să stați în singurătate sau să vă părăsească bărbatul ăsta sau să se miște greu către voi. Pentru că pur și simplu ea a vrut relația asta dintr-o ambiție. Dar femeia asta nu este iubită în niciun caz. În niciun caz. Bărbatul ăsta nici nu o place. El a dormit. Cu lucruri oculte. Cineva a dormit, dar ori s-a trezit deja, pentru că în energia asta văd că deja s-a trezit, urmează să se trezească pentru că cineva aici a dormit. O secundă să mai vedem o energie și trecem la următoarea etalare. Haideți să vedem concluzia pentru cei de la varianta numărul 1. Concluzia, era dor de aceste cărți, le-am mai folosit de mult. Posibil să aveți de-a face cu o persoană dintr-o altă țară, în altă cultură, altă religie, de ce nu? Concluzia pentru cei de la varianta numărul 1, o să existe foarte multe diferențe între voi, să fiți foarte diferiți unul de celălalt, în multe privințe. Ok. Aici aveți un dușman ascuns în familie sau un dușman ascuns care v-a făcut rău în ceea ce ține de lucrurile voastre, de relația voastră cu persoana asta. Ori dacă voi sunteți persoane căsătorite, trăiați cu dușmanul lângă voi și asta s-a terminat. Pentru că aici erau lucruri oculte care zburau în stânga, în dreapta sau vești pe care persoana asta le cerea, le dădea, ca să spun așa, după ce se informa la o persoană care se ocupă cu ocultism, din câte văd, dar poate fi o persoană dintr-o altă țară, ori poate fi o persoană în... Femeia asta are părul roșcat care se ocupă cu asta și poate fi mult mai în vârstă, poate avea părul foarte lung, okay, sau a fost și roșcată, are părul foarte lung. Poate fi de o altă cultură, religie, sau depinde, dar este o persoană care are în casă niște covoare foarte tradiționale. Cam toată casa este tradițională, ok, amenajată. Este cineva care... Lăsăm mai departe. Ce făcea femeia asta? 41 de ani, iar am văzut 41, mai devreme am văzut 41. Chestiuni de inimă. Chestiuni de inimă, de dragoste, despărțirea a două persoane ce a încercat femeia asta să facă. O femeie mergea la ea, femeia care voi domnii trăiți, ok? Pentru că este o persoană în care sunteți în prezent, în prezent, ok? Sau, doamnele, dacă aveți de-a face... cu un bărbat căsătorit sau într-o relație, femeia asta care trăiește în prezent îi făcea treaba asta. Deci cineva a mers să despartă două persoane și femeia, familia femeii știa de treaba asta. Ok? Știa. Snake. O persoană falsă care încerca să țină pe toată lumea într-o într-o ceață totală și să aducă ceartă și discordie, dând o falsă impresie că este o persoană loială. A făcut toate astea, cineva a făcut toate astea, dar poate cineva a făcut toate astea cu mult timp în urmă. O femeie și-a dorit foarte mult să căsătorească cu un bărbat și a făcut toate lucrurile astea doar ca să obțină căsătoria cu acest bărbat, dar ea nu-l iubește. I-a distrus viața. Oricum aș totul s-a terminat. Cum s-a terminat cu moartea? Bărbatul inițiază despărțirea pentru că el a primit niște informații de la distanță sau primește o informație de la distanță. Oriceva s-a rupt deja. Exact, el s-a îndrăgostit de altcineva. Și deja el visează la o nouă relație sănătoasă. Pomul cu steaua. Aici se parcă universul a intervenit să vindece pe cineva. Cineva a venit să spună divinitatea, mai exact, intuiția,
Aici ceva a primit o veste sau va primi un impuls. Este timpul să iei o decizie. Cine, universul a insuflat în cineva chestiunea asta de schimbare. Oricineva s-a vindecat la propriu prin rugăciuni, prin meditație. Da, cineva pleacă de pe loc din acest blocaj. Ia să vedem multele. Cineva a fost mult timp în ceață aici. O persoană a fost legată sexual. O persoană a fost legată sexual. Turnul a căzut. O să cadă în următoarele 72 de ore. Pentru persoana asta care a făcut asta. Și posibil ca persoana care a făcut asta să se ocupe cu Reiki în același timp. Ok? Dar persoana asta primește ceva foarte urât în schimb. Crossroads. Pe regulă, crossroads, cross. Cineva o să aibă un necas foarte mare aici. Și veștile o să circule destul de rapid și sunt vești negative. Și mai este un bărbat implicat aici, în situația asta din zodia pești, cu un secret sau un copil secret. Unde era implicat și o balanță. Și altă femeie care s-a ocupat cu aceste lucruri oculte. Ok. Era o întreagă situație de familie. Bun, atât am avut pentru cei de la varianta numărul 1. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și haideți să trecem la varianta numărul 2. Bun, ne-am întors cu varianta numărul 2. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 2. Ce vă așteaptă evenimente importante în următoarele 72 de ore? Pentru cei de la varianta numărul 2. Un mesaj pentru voi aici este: s-a terminat singurătatea ta, s-a încheiat perioada de singurătate, pregătește-te pentru că urmează o relație extraordinar de frumoasă, în dragoste pentru tine. Cu o persoană de care îți place sau o să-ți placă, poate pentru mulți dintre voi cunoașteți persoana asta. Aud ca și mesaj, nu știu, îl cheamă și Eugen. Pentru cineva la care, poate te gândești la cineva, poate ai o persoană în gândul tău, în mintea ta. Nu știu cine este persoana asta, pentru dintre voi mesajul este că este o persoană cu numele Eugen. Sau poate că nu știu, că bărbatul ăsta are și numele Eugen. Nu-ți face probleme. În următoarele 72 o să ai o surpriză extraordinară, dar să știi că relația stabilă o să se închege între tine și persoana asta, începând cu luna nouă în balanță. Mai are niște socoteli de încheiat. Este un bărbat însurat. Ori este un bărbat care deja nu a divorțat, deja este în decursul divorțului, nu este vindecat complet de divorțul ăsta, dar bărbatul ăsta te iubește deja. Te iubește foarte mult, s-a îndrăgostit foarte tare de tine și te respectă foarte mult. Este un bărbat în disperare, are senzația că te va pierde sau că te-a pierdut tot până ajunge la tine. Este cineva care a făcut diverse afaceri sau a muncit foarte mult ca să iasă din situația aia, cineva care suspină după tine. Cineva care își dorește foarte mult să fie împreună cu tine. Probabil că te cunoști cu persoana asta de 8 luni de zile sau de 6 luni de zile. Nu te cunoști de foarte mult timp. Pentru alții dintre voi, este cineva care rămâne fără o casă sau a rămas fără o casă. Vrea o reuniune cu tine. Vrea să fie cu tine. Vrea să-ți facă un cadou. Persoana asta e posibil să iubească să-ți facă cadou bijuterii sau îți va face cadou o bijuterie foarte importantă, ceva semnificativ pentru tine. E posibil ca persoana asta pentru mulți dintre voi să știe ceea ce îți place ție sau pur și simplu din dragoste pentru tine să fi învățat ce îți place ție. E cineva care te apreciază foarte mult. Te apreciază foarte mult din toate punctele de vedere. Numai că persoana asta a avut, bărbatul ăsta e un bărbat, a avut foarte multe probleme financiare. Așteaptă-te la o veste foarte, foarte îmbucurătoare în următoarele 72 de ore. Veste fericită. Veste că persoana asta ți este fidelă. Persoana asta nu te înșală. Pentru mulți dintre voi, dacă vă gândiți la cineva, persoana asta nu te înșală. Persoana asta este fidelă. Vreau clarificarea cărților de frumoasă pentru cei de la varianta numărul 2 în următoarele 72 de ore.
Este un bărbat care te vede ca pe o femeie superbă. Este un bărbat care te adoră. Poate cele care vă uitați foarte semnificativ pentru voi este numărul 2. Poate sunteți născute pe data de 2. Sau 2, poate v-ați întâlnit cu persoana asta pe data de 2. Merceante și dotore. Poate persoana asta își cumpără niște substanțe ilegale sau folosește niște lucruri ilegale sau pentru foarte mulți dintre voi cu asta s-a ocupat. Ideea este că e cineva care te dorește foarte mult și te vrea foarte mult. Dacă voi sunteți în situația asta, domnii, vă doriți foarte mult să fiți cu femeia asta. Numai că ați aștepta momentul potrivit, exact. Cineva se gândește cu melancolie la această împăcare și este o femeie aici. În disgrație, o femeie inamica voastră, a treia energie, are și un cuțit în mână. Cartea asta arată o femeie foarte nervoasă, cu litera P, iar văd, 12, litera N, mica, litera M, ica, nemica. Oare cineva... Ok. Mica. Mica. Poate femeia are numele aici Elena? Și prescurtarea? Cineva are o sfață femeia asta pe numele ăsta? P? Mai văd P? Paula? De ani văd care e femeia asta. Pentru alții dintre voi poate să aibă poate să fie o femeie care are 41 de ani, dar arată foarte ia trei energie, poate să fie o femeie care arată foarte îmbătrânită pentru că este o femeie foarte răutăcioasă din câte văd și se axează foarte mult pe a face rău, în niciun caz pe a face bine. E vorba de un copil aici, cineva cât e într-o disgrație aici, e vorba de o bombă legată de cineva părăsește o situație complet. Nu este copilul acestui bărbat, asta este chestiunea, că nu este copilul acestui bărbat. Aici este... Imediat vă spun despre ce este vorba. Aici este un hoț de bani sau a fost o hoție de bani cu o veste. Ori o femeie a fost aici pur și simplu. Bărbatul ăsta poate a făcut cu femeia asta și ea se simte nedreptățită în legătură cu faptul că bărbatul ăsta s-a folosit de finanțele ei. Ori a stat într-un compromis acolo și ea nu se mai satură de răzbunare, ca să spun așa. Dar exact cum spuneam, bărbatul ăsta, indiferent cum ar fi, vă este fidel. Cineva vă este fidel cu sufletul, cum ar fi bărbatul ăsta vă este fidel. Poate voi nici nu ați știut, exact, femeia asta a făcut militarie cu bărbatul ăsta. Cineva este îngrijorat aici cu o persoană să treacă în neființă. Și cred că chiar așa se întâmplă. Din câte văd aici. O scrisoare vine către voi cu suspine din partea acestui bărbat și cu dorință de a-și cere scuze de la voi. Pentru alții dintre voi sunt două persoane care vin către voi. E o călătorie a cuiva care vine către voi. Constanța. Femeia asta poate să numească Constanța. Ori locuiește în Constanța. Sau să aibă litera C. 56-52 de ani. O femeie aici s-a simțit folosită pentru lucruri financiare sau pur și simplu s-a simțit folosită de cineva. Este vorba de a treia energie. Femeia asta s-a simțit folosită și apoi aruncată de această persoană. Cineva a avut speranță până la final că lucrurile vor decurge bine. Sau persoana aici a avut speranță până la final că bărbatul ăsta nu va fi cu persoana asta pe care o iubește, cu femeia pe care o iubește. Am văzut asta și la unul. Dar cineva părăsește o casă aici, oricum ar fi.
Părăsește o casă o secundă. Bun. Vreau să văd... De ce părăsește bărbatul ăsta, femeia asta de aici? Pentru că vreau o stabilitate, sau dacă sunteți voi domni, pentru că vreți o stabilitate cu persoana pe care o iubiți și pentru că vreți să terminați un conflict cu cineva, cu femeia asta și cu familia acestei persoane, nu mai vreți să fiți în conflict cu persoana asta pentru că vreți un nou început, exact, sau poate fi vorba despre cineva care nu-și mai dorește un nou început cu această femeie, înțeles că nu există, chiar dacă s-a reîmpăcat, e vorba de o căsnicie sau o relație stabilă, chiar dacă s-a reîmpăcat în această situație, nu a existat o schimbare. Cineva primește aici o veste, exact, cu turnul. Cineva primește o veste că două persoane s-au despărțit. Deci, doamnele, primiți o veste că femeia și cu bărbatul ăsta s-au despărțit și bărbatul ăsta vrea să fie cu voi. Ori voi, dacă sunteți în situația asta, vreți să dați o veste cuiva, m-am despărțit, sunt liber, liberă, vreau să fiu cu tine. Pentru că cineva aici a fost la o răscruce de drumul sau este la o răscruce de drumul și o să taie una dintre... Ca să spun așa, dacă sunt două persoane, o să tai una dintre persoane. Și s-a decis cui vrea să dea inelul sau cu cine vrea să aibă acest nou început. Vrea să facă relația asta publică. Este un bărbat care nu mai vrea să minte, este un bărbat care s-a hotărât... Vreau să văd cine este fidel aici. Un bărbat este fidel aici. Un bărbat singur posibil sau care s-a simțit singur, poate deja despărțirea a avut loc. Posibil un bărbat mai tânăr decât voi sau un bărbat care își dorește și un copil cu voi, își dorește să căsătorească cu voi. Este cineva care vine către voi cu un cadou, poate chiar să vă aducă flori, poate chiar dorește să vă facă o vizită surpriză sau să vină către voi cu ceva. Cine este persoana asta care vine către voi cu rider și buchet? Este cineva care a avut un scandal în familie. Pentru cei care nu aveți de-a face cu o persoană căsătorită, dar eu tot am vibe-ul ăsta pentru mulți dintre voi, multe dintre voi. Am primit și clar audiția la începutul etalării, că bărbatul s-a trebuit să termine ceva, o situație de familie sau o situație cu o căsnicie în care era foarte multă ceartă, ori o relație. Cine vine către voi aici? Judecata. E cineva care își dorește să se împace cu voi? Își dorește să vă spună un secret, dorește să vă spună ce a hotărât, vrea un nou început, după ce a fost un final destul de greu cu o femeie mai în vârstă, mult mai în vârstă din familia lui sau care el a trăit. E cineva care se deplasează, reușește să deblocheze. Persoana asta spune, pur și simplu, cu tine mi-am dorit întotdeauna să fiu sau cu tine îmi doresc să fiu. Cine e persoana asta care vine? E cineva care a decis? Haideți și buchet. Regele de săbii. E un rege de săbii. A fost acolo balanță. Cine e regele ăsta de săbii? Sau un bărbat hotărât. Ne lăsăm zodia la o parte. Da, apare și regele de săbii și regele de cupe. Lăsând zodia la o parte, poate fi balanță vărsător, poate fi rac pe scorpion, dar poate fi un bărbat care în trecut s-a comportat rece cu voi sau n-a vrut să, exact cu patru de monede, n-a putut să-și arate sentimentele față de voi pentru că era în situația aia sau i-a fost teamă să vă iubească sau i-a fost teamă să-și dezvolte adevăratele sentimente. Dar acum bărbatul ăsta vrea să lucreze la relația cu voi și dorește să-și deschidă sufletul și a dat seama că vă iubește. Da, și că vrea un nou început, vrea să lucreze la un nou început cu voi. Pentru alții dintre voi poate fi o persoană nou-nouță pe care urmează să o cunoașteți, indiferent că sunteți singuri și nu aveți pe cineva în trecutul vostru. Sau că este cineva în trecutul vostru. Poate să fie o relație nou-nouță, un nou început de relație nou-nouț cu o persoană care este fidelă și așa cum v-ați dorit întotdeauna. Pentru că așa am început etalarea. Nu veți mai fi singuri. În următoarele 72 de ore o să vă cuplați cu cineva care o să vă ofere exact ceea ce v-ați dorit de la o relație. Și la o persoană să fie exact așa cum vă doriți. Bun. Pentru cei care sunteți singuri și nu aveți ex în trecut, ia să vă detalii despre persoana asta nouă. P-
Poate că este o alegere între două persoane. Doamne, alegere între doi bărbați, un ex și o persoană nouă. Doi de săbii? Da, vreți să scăpați de o greutate și să începeți o relație nouă cu cineva nou? Ori lăsați trecut în urmă și v-ați hotărât să fiți cu o persoană nouă? Echilibru, cavalerul de pentacule, poate să fie o persoană taur, săgetător, 5 de pentacule, care se oprește încetinirea care a fost între voi, și anume poate a stat un timp despărțiți. Tot am vibe-ul ăsta că vă cunoașteți. Ori pentru alții întrebe dacă este o persoană nouă, a durat ceva timp până te-ai cunoscut cu persoana asta. Dar abia acum apare. Poate a durat ceva timp de când ești o persoană singură. Poate așa a fost să fie. Sau nu a fost momentul să cunoști persoana sortită. Și mi-apare regele de vânt, poate fi berbec, săgetător, chiar un bărbat din leu. Sau să aibă și leu bărbatul ăsta. Cuiva a fost balanță, iar văd, cuiva a fost teamă aici să nu se repete o poveste din trecut. Dar aici va fi un succes foarte mare în această nouă relație, cu foarte multă pasiune și fericire. Aici va fi o victorie foarte mare. Vreau să vă victoria cu 6 de bâte. 8 de săbii, invers, căzuse. Victoria este că cineva reușește să se cupleze, să meargă mai departe. 8 de săbii, invers, spânzuratul, invers. 8 de cupe, împăratul. Cineva vrea să-și asume o relație serioasă. Se deblochează. Din ce se deblochează cu 8 de săbii, invers? Într-o situație în care el și-a dorit un nou început cu voi, doamnele, ok? Dar a fost 3 de cupe ăsta. 3 de cupe și turnul? Da, îndrăgostiții, 4 de cupe. Cumva persoana asta în trecut v-a refuzat. Bărbatul ăsta v-a refuzat în trecut pentru altcineva. Era ocupat cu o căsnicie, cu o altă relație. V-a refuzat pentru altcineva. Ceva ce nu finalizase cu lumea, invers. Ori pentru alții dintre voi, dacă nu este vorba de o căsnicie a acestui bărbat, deși i-ați adus atât de multă fericire, posibil să fi fost o chestiune de prieteni, de cunoștințe, de părerile celorlalți, de ceva ce nu rezolvase această persoană. Haideți să mai vedem o energie. Asta să strângă-ți. Bun, haideți să mai vedem o energie pentru cei de la varianta numărul 2, următoarele 72 de ore. Evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 2, următoarele 72 de ore. Dacă sunteți leu, berbec, săgetător, veți celebra ceva extraordinar. Un eveniment îmbucurător. Este o chestiune de împăcare, o pace sufletească, o pace între prieteni, o pace în familie, ori împăcare cu o persoană dragă, iubită. După un moment turn în care a trebuit să finalizați ceva ce a ținut de independența voastră sau de puterea voastră interioară, ceva de care a trebuit să vă apărați posibil. Aici e o celebrare, o fericire, o chestiune de a învăța să te iubești pe tine în primul rând, atât timp cât ai stat tu cu tine. Și ai înțeles aici cu diavolul și cavalerul de pentacule, 7 de bâte, ceva ce nu-ți mai dorești sau pe cineva pe care nu ți-l mai dorești. Persoane posibil pe care nu ți le mai dorești. Aici sunt foarte multe oferte care vin către tine. Următoarele 72 de ore, din toate alegi pe cea serioasă. Evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 2, care este o dragoste adevărată. Ceva care te urmărește cu păreri de rău. Gemeni, rac, pești. E o părere de rău a cuiva aici. Spânzuratul invers. Mi-au produs de ori spânzuratul. Văzut și la varianta numărul 1. E cineva care vine cu o ofertă, dar este foarte îngrijorat cu 2 de săbii asta, dacă tu mai vrei să vorbești cu persoana asta. Persoana asta te urmărește. Asul de cupe, 10 de bâte. Cuiva este foarte greu aici să acceseze acest nou început cu tine. Ceva se gândește. Cum să fac să dau de persoana asta? Sau cum să fac să vorbesc cu persoana asta?
O secundă. Bun. Este cineva care vă urmărește pur și simplu, cineva, o persoană din trecutul vostru. Este cineva care se gândește, oare persoana asta o să-mi răspundă, oare se inițiez conversația asta, ori voi vă veți gândi să, dacă să răspundeți sau nu, dacă vă doriți această conversație sau această discuție cu această persoană. Pentru că eu văd că voi ați lucrat foarte mult la voi și anume să ajungeți la statutul de împărăteasă. Și persoana asta este împăratul? Este ca și cum este un suflet pereche de al vostru? Sau ați fost, sunteți suflete gemene, dar poate pe voi nu vă mai interesează? Persoana asta s-a comportat imatur în trecut, poate v-a făcut mult rău? Poate voi ați trecut peste etapa asta? Poate persoana asta a fost o persoană foarte, foarte materialistă? Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la varianta numărul 2, următoarele 72 de ore. Da, indecizia asta a durat cam mult, pentru că este cineva care n-a vorbit cu voi destul de mult timp, ori voi n-ați vorbit cu persoana asta sau a fost reciproc. A durat destul de mult timp și sunt mai multe persoane aici, exact cum am spus, regele de bute, regele de monede. Este cineva care nu v-a dat nimic în sens de atenție, dorințe sau să vă împlinească vreo dorință sau să vă arate că vă iubește sau să, nu să spună, să vă arate că vă iubește prin fapte. Dar e un adevăr care vine cu persoana asta. E un adevăr. Aici sunt două persoane, Taur, Fecioară și mai este un bărbat, Berbec, Împăratul și Săgetător. Și mai este un bărbat din Pești. Sunt trei persoane. Exact cum am văzut la tăierea pachetului, vin mai multe persoane către voi. 10 de săbi, 3 de cupe. Ideea e că voi ați terminat toate triunghiurile amoroase. Și este cineva aici care o termină cu mai mulți membri ai familiei, prieteni, prietene sau cu alte opțiuni ca să fie cu voi, ori cu a treia energie ca să fie împreună cu voi. Exact. Adevărul ăsta aduce eliberare și aduce și victorie. Cineva vine cu un adevăr. Cineva vrea să spună un adevăr. Cuiva este frică aici. Cuiva este frică că veți bloca persoana asta sau nu veți mai comunica sau pur și simplu nu veți mai vrea să aveți de-a face cu persoana asta. Cineva aici se simte o alegere. Cineva vrea să fie ales. Deci voi veți avea de unde alege. Oricum ar fi, ceea ce urmează pentru voi este extraordinar. Împărăteasa 10 de monede și steaua. Aici e o afacere de vis, o afacere plină de abundență, idei noi. Este ca și cum sunteți mult mai creativi, străluciți, sunteți foarte frumoși în perioada asta, frumoase. A fost o moarte și o renaștere. Parcă ați luat totul de la zero. Ceva s-a întâmplat bine sau se întâmplă foarte bine aici la voi. Cineva se face bine sau cineva își revine sau cineva și-a revenit, oricineva a înțeles că trecutul nu-l mai vrea. Pentru că am trăit de bute și moartea. Voi ați terminat ceva definitiv cu trecutul. Definitiv. Pentru că asta a însemnat eliberarea voastră și asta a însemnat ca voi să puteți să aveți tot succesul ăsta, ca voi să puteți să aveți o relație cu o persoană sănătoasă. Sau ca lucrurile să se schimbe, a trebuit să vă rupeți de trecut și să mergeți mai departe. Și persoana asta sau persoanele astea au înțeles că v-au pierdut de tot. Exact, 3 de cupe, 10 de săbi și 5 de monede. Trădările pe care le-ați primit din punct de vedere financiar sau persoanele iubite, persoanele dragi, persoanele apropiate, prieteni, familie, etc. Țin de domeniul trecutului. Dacă sunteți aici aleuți, berbeci sau gemeni, să știți că aveți un mare succes în față. Un mare succes. Pentru că ați spus adevărul, este un mare succes. Este și un nou început în dragoste și un mare succes. Pe toate planurile. Aici este regele de cupe. Am zis și spânzuratul aici. Este trecutul vostru cu 5 de cupe. Care este teamă că v-a pierdut de tot și chiar v-a pierdut de tot din câte văd. Mai avem și regele de săbii. Care o să aveți un nou început în dragoste. Mai este și un rege de bute aici și cu temperanța.
este un berbec și un bărbat din Săgetător care își dorește împăcare cu voi. Și este o femeie aici din Rac, Săgetător, femeia asta are și Săgetător foarte mult. Poate fi Săgetător, poate fi Rac, poate fi sau să aibă luna în Pești. Femeia asta plânge, este dezechilibrată pentru ceva ce v-a făcut rău vouă. V-a făcut un rău foarte mare. Alături de un bărbat, poate tot din Săgetător sau un bărbat din care are și Fecioară și Pești. Și poate are legătură cu trecutul vostru. Nu văd că vă mai interesează oferta asta din trecut. Poate fi, să fie și un Scorpion. Văd că spuneți nu din start. Aici e o comunicare, e o comunicare extraordinar de frumoasă pe partea de muncă, dar și pe partea de noi începuturi, noi contracte, drumuri noi, oportunități noi, tot ce ține de nou, nou, nou. Deci aici e nou la voi. Într-adevăr, ați avut niște lucruri de rezolvat cu trecutul, dar s-a terminat. Aici este și un divorț de o femeie. Cineva divorțează. Regele ăsta de monede divorțează. Sunt mai multe persoane. Roata. Asta este karma voastră bună. Roata a început să se învârtă în favoarea voastră. Clar. Regele ăsta de cupe cândva v-a făcut să păreți o opțiune, dar acum el nici măcar o opțiune nu mai este. Este cineva din... bărbat din gemeni, balanța aici, care se luptă pentru un nou început cu voi, cu fraierul și 5 de săbi. Mai este aici, am spus, un berbec Săgetător care tot așa își dorește un nou început cu tine. Regina asta de săbi, regina de cupe, două persoane care au încercat să vă dea la o parte în trecut sau să vă facă rău, sunt dezechilibrate și le-ați scos din viața voastră. Încetinirea voastră s-a terminat, cavalerul de pentacule și moartea. Pentru că aici e un succes extraordinar. Pentru că sunteți care vă uitați și sunteți în situația asta, Marea Preoteasă. Și divinitatea v-a ajutat, pentru că asta este poziția voastră în viața asta și asta trebuie să rămână. Asta trebuie să rămână. Împărăteasă, 10 de monede, steaua, 8 de bâte și Marea Preoteasă. Deci, mai rar văd așa ceva. Deci este o chestiune de... Asta mai lipsea. Deci asta mai lipsea. Cavalerul de săbii, justiția, asul de monede, 10 de pentacule și 3 pentacule. Nu știu ce faceți, dar este ceva bun rău de tot. Deci aici e ceva și pe parte de dragoste, dar și pe parte de abundență e ceva wow. Și vreau să fac o clarificare, că prea frumoase sunt cărțile astea. Nu prea au nevoie de clarificare, dar sunt eu curioasă. Ce urmează atât de frumos pentru voi în următoarele 72 de ore cu toate cărțile astea? Păi, da. Abundență, dragoste, pasiune, victorie. Victoria este a ta, bucură-te. Victoria este a ta, indiferent cu ce te-ai luptat, că te-ai luptat cu trecutul, că te-ai luptat cu o chestiune care nu era justă, care te-a rănit, persoane din trecut, o perioadă grea din viața ta. Victoria este a ta. Vin foarte multe oferte către tine. În ceea ce ține de muncă, vei avea un succes extraordinar. Dacă te-ai simțit că ai stagnat o perioadă bună de timp, să știi că s-a terminat acea stagnare, mergi mai departe. Divinitatea ți-a auzit rugăciunea cu steaua și 8 de bâte și Marea Preoteasă, ți-a auzit rugăciunile și ți le-a îndeplinit. Și care este victoria ta următoare 72 de ore cu roata și 6 de bâte? Marea Preoteasă. Aici cineva, un bărbat, regele ăsta de săbi cu... Marea Preoteasă, ok? Ok, poate că tu ești o persoană, poate tu pare o persoană rece în fața celorlalți, dar ești o persoană foarte sufletistă. Tu sigur ai casa a doua în Pești, indiferent ce zodie ești. Ok, am spus mai devreme dacă sunteți leuți pe aici, aveți casa a doua în Pești sau aveți și gemeni și berbec. Ideea este că, sau indiferent ce zodie sunteți, poate că lumea vă percepe ca pe o persoană rece, dar numai voi știți prin ce ați trecut și cât de puternici sunteți. Și oamenii vă văd ca pe niște persoane puternice. Ați răzbit întotdeauna. Regele sau regina de săbii nu contează, că sunteți doamne sau domni. Dar întotdeauna ați avut sabia dreptății și am și aici asul de săbii. Sabia dreptății în mână. Și Marea Preoteasă vorbește despre faptul că sunteți persoane spirituale și întotdeauna v-ați lăsat ghidat sau ghidate de intuiție. Și de ceea ce vă spune... Pentru că nu ați dat kicks și de acum încolo vă veți lăsa ghidați numai de partea asta. Să știți că veți primi niște mesaje foarte importante de la intuiția voastră și mai mult decât atât fiți foarte atenți la vise.
pentru că vi se comunică în următoarele 72 de ore ceva în vise sau vi se arată extraordinar de ceea ce urmează ca și abundență și relație serioasă pentru voi. Cumva Universul, Dumnezeu, o să vă arate ceva prin vise extraordinar și pentru cei care aveți capacități de clarviziune sau clară audiție, să știți că veți fi bombardați cu niște mesaje extraordinar, dar pozitive. Chiar o să aveți niște clarviziuni pentru cei care aveți astfel de capacități extraordinare în următoarele 72 de ore. Extraordinare. Vreau să vă victoria voastră cu 6 de ulte. Să decupe și împăratul. Împăratul. Un nou început în dragoste. Aici este un nou început în dragoste cu sufletul vostru pereche. Împărăteasa și împăratul. Poate că cineva aici își asumă într-un final, poate că a trebuit să evolueze de la regele de săbii, regele de monede, regele de cupe, am toți regi aici, să ajungă împărat, regele de săbii, da. Poate persoana asta a avut nevoie de mai multe experiențe ca să înțeleagă unde este locul. Iar vă soarele, ori persoana asta aduce lumină în viața voastră și informații, fericire, ceva care scoate tot din ceață, ori chiar sunteți leu aici. Împăratul 6 de cupe. O comunicare. 8 de bâte și regele de monede. Cineva spune într-un final, vreau să-mi asum. Vreau să fiu cu tine. Sunt mai serios ca niciodată. Cineva spune aici. Vreau să fiu cu tine. 10 de bâte și turnul. Oricât de grea mi-a fost despărțirea asta de persoana asta sau detașarea mea de situația asta sau schimbarea, eu vreau să fiu cu tine. Spune cineva aici. Asul de cupe și împăratul. Exact, pentru că bărbatul ăsta a fost cu o femeie din Săgetător, Rac pe Scorpion sau cu regina asta de cupe. Cu 8 de săbii care l-a ținut blocat și a avut o greutate cu 10 de bâte. De ce asta cu femeia asta? Ia să vedem. Că era 2 de pentacole și 2 de cupe, cu turnul și 10 de săbii și era o căsnicie. Femeia asta poate să fie Rac pe Scorpion sau poate să aibă o fecioară, ori era o situație în care ea era cu sora ei sau cu mama ei, pentru că e și o fecioară aici, e și o femeie din Rac pe Scorpion, este și una din Săgetător. Poate era familia acestei femei. De ce asta bărbatul ăsta cu femeia asta cu 8 de săbii și regina de cupe? 9 de săbii și magicianul? De ce cu 9 de săbii și magicianul? A, manipulare emoțională, am înțeles. Manipulare emoțională, 5 de săbii și luna. Cineva a făcut o manipulare la sentiment aici. Dacă nu stai, îmi fac ceva. Sau dacă nu stai, o să întâmple ceva. Sau dacă mă părăsești, se întâmplă asta. Ori cineva chiar a folosit puterea energetică, spirituală, ca să facă treaba asta, 5 de săbii și luna. Cineva a încercat să doboare o persoană aici să nebunească. Wow. O femeie a nebuit un bărbat aici și până la urmă acesta a spus până aici, până aici ajunge. Vreau să văd și cu 8 de bâte și Marea Preoteasă. 8 de bâte și Marea Preoteasă. Este ca și cum... Deci toată lumea vă respectă în următoarele 72 de ore. Regina asta de cupe care mai poate fi din pești, ok? Sau... Deci am și regina de săbi și regina de cupe. Femeile astea v-au vorbit în secret. Femeile astea au vorbit urât despre voi în secret. Și o să încerce să vorbească cu voi, să ia legătura cu voi. Soarele, cu voi care sunteți leu. Sau voi dacă sunteți, vreți să luați legătura cu persoana asta care este zodia leu. Am te văd și Marea Preoteasă.
Vreau să văd ce vine, că trebuie cop de bute și mâna preoteasă. Intuiția este foarte puternică. Luna și diavolul. Persoanele astea au primit o pedeapsă atât de urâtă. 4 de monede și 8 de săbii cu 4 de cupe nu mai sunt vrute de nimeni. Nimeni nu le mai bagă în seamă. Pentru că au încercat să vă facă foarte mult rău pe partea energetică sau de ce nu cu alte persoane din jurul vostru. Deci sunt atât de triste și într-o disgrație atât de mare, încât tot sunt curioase de ce le merge rău. Pentru ceea ce v-a făcut vouă și altor persoane. Pentru că este cineva care a făcut un rău foarte mare aici. Și se întreabă de ce este dezechilibrată emoțional. Bun. Dar voi să vă axați pe partea pozitivă, nu vă interesează de persoanele astea. Pentru că dreptatea s-a făcut. Vreau concluzia pentru cei de la varianta numărul 2, următoarele 72 de ore. Concluzia. Soarele cu ancora. Poate sunteți aici lei care aveți și balanță și vi s-a făcut justiție. Aici este o chestiune de o fericire extraordinară cu un nou început de relație cu o persoană care este menită să fie cu voi. Sunteți meniți să fiți împreună. Aici este posibil cineva din zodia balanță care o să vă spună: îmi pare rău că ți-am ascuns. Aveam un copil secret și am vrut să spun treaba asta. Cineva și-a împărțit aici situația între inimă și bani, afaceri și inimă, afaceri și dragoste. Vreau să văd concluzia cu acest nou început în dragoste pentru cei de la varianta numărul 2, aceste cărți frumoase. Da, este un bărbat la o răscruce drumuri, ori voi sunteți la o răscruce de drumuri, dacă să alegeți bărbatul ăsta care poate fi de la distanță sau face o călătorie. Ia să vedem. Pathways. 2-2, poate vedeți foarte mult numărul 2-2-2-2 sau 2-2 în ultima vreme. Aici s-a terminat, persoana asta a terminat o relație cu cineva și am văzut și la varianta numărul 1 care l-a trădat din familie sau o persoană apropiată. Ori pathways era decizia voastră dacă să dau drumul acestei relații sau nu, sau am ceva de rezolvat înainte. Poate persoana asta a trecut până asta. Ce decizie se ia în dragoste? Persoana asta, să vedem. Oricum e un nou început. Da, e un nou început și ceva de stabil, de lungă durată. De totdeauna. De rămâneți împreună. Clar, da. Și înțelegeți că cineva prin spatele vostru încerca să vă împiedice uniunea cu această persoană. Bun. Atât am avut pentru varianta numărul 2. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la ultima variantă, varianta numărul 3. Bun, am revenit cu varianta numărul 3. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 3 următoarele 72 de ore. Evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 3. Următoarele 72 de ore. Aici cineva o să aibă probleme cu legea pentru ceva ce este un bărbat ce a furat, este un bărbat care are probleme de sănătate, este un bărbat care are deja probleme cu legea. Se judecă, este vorba de o judecată într-un proces în legătură cu o femeie care acuză acest bărbat, dar pe dreptate din câte văd. Ok. Pus un triunghi amoros aici. Ce este cu această problemă de închisoare sau problemă de lege? Un bărbat a sustras o sumă de bani sau mai multe sume de bani de la o femeie. Wow, și ce e cu multe? L'amante. Un bărbat aici care poate fi amantul sau se consideră amant pentru că femeia este măritată. Un bărbat o să aibă probleme cu legea pentru că agasează această femeie
Pentru că ea a terminat relația cu el și nu-și mai dorește să continue. Dacă sunteți voi, doamnele, și aveți de-a face cu o situație de genul ăsta, ok, parcă persoana asta vă aduce în stare să luați niște măsuri destul de drastice. Dottore. Merceante. Da, cineva s-a ocupat cu niște chestii foarte dubioase aici. O femeie însărcinată aici are o conversație în familie, dacă sunteți voi, doamnele, în legătură cu niște bijuterii care v-au fost furate sau cineva v-a furat niște bijuterii, poate bărbatul ăsta, aveți foarte mare grijă, pentru că aici este o disperare, parcă cineva v-a lăsat o scrisoare, s-a despărțit de voi, aveți foarte mare grijă. Dacă s-a întâmplat deja lucrul ăsta, sunteți foarte supărate că persoana asta va folosi pe parte financiară, sună urât, știu, dar a fost cu acordul vostru pentru că ați avut semne că persoana asta a fost o persoană falsă, deși nu v-ați oprit la timp. Pentru că aici murte și, da, aveți grijă, persoana asta este posibil, dacă nu s-a întâmplat deja, să vă fură o sumă de bani destul de mare sau v-a furat o sumă de bani destul de mare orică v-a folosit, dar cineva va avea probleme cu legea pentru treaba asta. Adică cineva face o acuzație. Cineva speră să-și recupereze niște bani de la acest bărbat. O femeie este într-o disperare, speră să-și recupereze bani de la acest bărbat, dar bărbatul ăsta nu mai are de unde să-i dea. Florin, aud. Poate, doamnele, care aveți 53 de ani, vă confruntați cu situația asta, cu un bărbat de la distanță, mai tânăr decât voi, sau chiar, doamnele, care aveți 50 de ani, 45, un bărbat născut în 84, 83, chiar 81, este cineva care v-a adus o pagubă financiară destul de mare, casă. Nu, cineva a furat niște bijuterii, niște bani aici. Sau aveți foarte mare grijă pe cine lăsați în casa voastră. Dacă stați cu o persoană de genul ăsta, aveți foarte mare grijă. Dacă știți că persoana asta v-a mai făcut-o în trecut sau are înclinații la așa ceva, aveți foarte mare grijă. Cineva se pregătește de o plecare, dar nu o plecare cu mâna goală. Amore, cineva s-a folosit de sentiment, dar este o persoană oportunistă pentru a câștiga ceva financiar, exact. Aici. Cineva fură și merge și discută la o masă cu familia despre ce a luat sau ce a făcut sau cineva plănuiește o spargere sau ceva aici. Wow! Sau să fure din casa cuiva. Dar cineva nu apucă pentru că o să aibă probleme cu legea. Exact. Este un bărbat care o să aibă probleme cu legea. Iau cartea asta. Pentru că aici o persoană este o persoană sinceră, o persoană spirituală. Care e posibil, doamnele, să aveți, sau că v-am spus eu acum, ați aflat. Doamna măritată, ok, o femeie măritată. Poate chiar să fiți măritate cele care sunteți în situația asta. Aveți foarte mare grijă sau aveți copii. Poate sunteți chiar măritate cu bărbatul ăsta și face asta. Dacă sunteți măritate cu bărbatul ăsta și face asta, să știți că bărbatul ăsta o să ajungă la închisoare. Este cineva care bea foarte mult, ori mai umblă în gașca asta încă cu doi bărbați. Unul este foarte scund de înălțime. Cineva o să cadă într-o problemă foarte mare aici. Va primi un mesaj din partea, este un bărbat care o să primească un mesaj din partea legii sau este o plângere asupra lui. Da. Poate sunt mai multe plângeri asupra acestui bărbat care este într-o disperare sau a acționat ca într-o disperare fiind o persoană falsă, luând bani de la mai multe femei. Și cumva una dintre aceste doamne îi pune finalul acestui bărbat. Ce cât
Pentru că cineva aici este ca și cum oprește persoana asta din a mai face chestiunea asta în viitor. Mai vreau energie pentru cei de la varianta numărul 3, următoarea 72 de ore. Poate chiar aici cineva are 34 de ani. Bărbat brunet. Aveți grijă în cine aveți încredere, pentru că prietenii voștri și cunoscuții voștri nu sunt persoane de încredere, în special dacă sunteți domni. Persoanele voastre nu sunt de încredere. Poate sunt alți doi bărbați sau cineva face chestiunea asta cu alți doi bărbați, pentru că este o chestiune care nu e de încredere. Mm-mm. Un bărbat stă la o răscuce de drumul dacă să se încreadă în anumite persoane, alți bărbați, un bărbat mai în vârstă. Și încă doi bărbați mai tineri, eu spun să nu aveți încredere. Decizia asta este într-o ceață. Într-o altă variantă, pentru alții dintre voi, cineva o să ia o decizie bună aici. În a nu asculta sfaturile cuiva să facă ceva rău. Pentru că cineva a fost sfătuit aici să facă ceva rău și cineva are remușcări pentru ceea ce a făcut rău. Și vrea să-și îndrepte greșelile. Cineva este, deci, cineva a fost blocat într-o căsnicie aici, pentru alții dintre voi într-o afacere necurată sau într-o căsnicie. S-a gândit foarte mult în această situație ce decizie să ia. Poate fi un bărbat mai tânăr. Poate fi cineva cu litera M. Este aici M și R. M și R, da. 4, 18. Este cineva aici care se gândește la femeia pe care o iubește și știe că este o persoană fidelă sau cu norii. Se gândește persoana asta oare mai mi-este fidelă sau mai este fidelă cu sufletul mie? Sau în orice fel, vreau să vorbesc cu persoana asta, să-i spun o informație sau să-i aduc la cunoștință că eu încă mai am sentimente sau că am sentimente cu adevărat, că vreau un nou început cu persoana asta, că nu mai vreau să mint. Sau că am prins persoana cu care eram sau nu mai vreau să fac parte din chestiunea asta falsă sau nu mai vreau să fiu așa. Vreau un nou început în dragoste cu persoana asta. Whip și mas, să vedem. Whip. Cineva, un bărbat o să se chinuie foarte mult aici să aibă un nou început cu o femeie pe care o iubește. Pentru că știe că are... Da, știe că femeia asta are alegere de făcut între doi bărbați. Și părăsește o altă femeie. Cineva dă înapoi un lanț cuiva aici. Chiar un lanț cu o inimioară. Un lanț primit cadou. Cineva îi dă înapoi. În altă ordine de idei, cineva să aibă grijă aici dacă are un lanț cu inimioară, pentru că cineva cam urmărește să vi-l fure. Cineva care este în casă cu voi. Orbe, a fost furat lanțul ăsta. O persoană aici este o persoană coață și cineva încă se mai îndoiește dacă este sau nu. Mai? Cineva îi pare rău că a furat bani aici? Sau îi pare rău că a făcut-o deja? Poate s-a întâmplat? Cineva, exact, o persoană care cândva aici a hoțit o femeie, acum s-a îndrăgostit de ea. O să decupe? Sau care a vrut să hoțească o femeie, s-a îndrăgostit de ea și femeia asta va fi gemen leu. Ok. Marea preoteasă. Bărbatul ăsta este constrâns de alte persoane care știu ce face el și lui este frică că adevărul să nu iasă la suprafață și femeia asta să afle că el este așa pentru că el s-a îndrăgostit de femeia asta. Ori el vrea să termine o relație ascunsă cu anumite persoane la care are mai multe datorii sau mai multe chestiuni de rezolvat sau persoane care strâng cu ușa. Pentru că el a făcut parte dintr-o chestiune urâtă în trecut. Și informațiile astea vin din urmă. Iar bărbatul ăsta nu vrea ca femeia asta să afle. El vrea să iasă din afacerea asta. Exact. Și se gândește cum să o facă. S-a mișcat foarte, cineva s-a mișcat foarte încet aici. Stai.
Sofron. Cineva nu mai vrea să hoinărească. Cineva nu mai vrea o relație cu cineva din Taur, Fecioară, Capricorn. Și nu mai vrea să hoinărească. Cineva nu mai vrea să fie o persoană neserioasă. Cineva la propriu are o decizie de luat sau a luat o decizie între bani și dragoste. Cineva alege dragostea. Aș spune orice ar fi, aleg dragostea. M-am îndrăgostit de persoana asta. Dar mi-e frică să nu afle detaliile astea despre mine. Pentru că sunt persoanele astea care mă urăsc și ar putea să vorbească despre mine. Este persoana asta care mă urăște, e o persoană mai în vârstă. Ori femeia care am stat ar putea să-i spună, pentru că o femeie șantajează un bărbat aici și îi spune, dacă cumva, ok, dacă te desparzi de mine, păi îți promit eu că nu o să mai fi cu nimeni. Sau cu persoana asta în mod special, că îi spun eu despre tine. Bărbatul ăsta e șantajat emoțional. Dacă cineva vă iubește și femeia asta ar veni să spună, nu este nicio problemă. Adică și dacă ar spune, nu este nicio problemă. Mi s-a repetat 1, 2 și 3 cu femeia aceea de care bărbatul ăsta este frică că vă face vouă ceva, doamnelor. Dar este doar o femeie dezechilibrată. Vreau cavalerul de bâte invers. Cuiva este urât aici că dintr-o aventură a rămas cu o persoană pe cap care i-a adus numai probleme. Numai probleme. Și el s-a îndrăgostit de altcineva, exact. Bărbatul ăsta s-a îndrăgostit de o femeie nouă și el a rămas pe cap cu o persoană care îi face numai probleme. Vreau aceste două cărți. Cineva primește tot timpul mesaje aici sau telefoane cu fel și fel de amenințări sau chestiuni din trecut. Cineva urmărește că bărbatul ăsta, în următoarele 72 de ore, cineva decide să fie fericit cu o femeie aici, ok, pe care o iubește. Iar bărbatul ăsta este frică că vin persoane din urmă, pentru că aici sunt telefoane și mesaje. Cineva, prietenii acestui bărbat sau fostele cunoștințe cu care bărbatul ăsta a făcut niște afaceri dubioase, ok? Pentru că ei știu că bărbatul ăsta a discutat urât despre femeia asta înainte, dacă sunteți voi doamnele. Și el și-a dorit doar parte financiară și regretă că a făcut treaba asta. Și acum nu este frică că persoanele astea se întorc din trecut și dau telefoane, mesaje sau vor încerca să vorbească cu femeia asta să-i spună, uite, am avut un pariu sau a fost o chestiune doar de afaceri sau... Dar cumva totul este la lumină aici și se rezolvă, adică se va rezolva acest lucru, chiar și dacă vine cineva din spate să spună. Cum s-ar rezolva acest aspect? Cred că bărbatul ăsta o să-și ceară scuze sau o să spună până la urmă adevărul, vreau să recunosc eu ca să nu apuce să vină persoanele astea din urmă să le spună. Pentru că dacă o face, eu văd că femeia îl va ierta sau îi va spune, ok, e foarte urât ce ai făcut, dar bine că ai recunoscut. Pentru că ceva aici spune, eu chiar m-am îndrăgostit de tine, eu chiar îmi doresc o familie cu tine, eu chiar îmi doresc asta cu tine, dar din teama asta, că am făcut asta la bun la început, mi-a fost frică să spun, pentru că am crezut că nu o să am nicio șansă cu tine. Mi-a fost rușine, frică, rușine, ok. Cum cade turnul? Cum cade cu 10 de sări și 4 de cupe? Că o să se spună, adevărul se spune, da, da, da. Și manipularea cuiva care a făcut aici... Ca unui bărbat să-i fie frică să nu fie cu femeia asta, o să se termine. Poate a fost și un bărbat și o altă femeie sau o altă femeie exact, care bărbatul ăsta era într-o căsnicie sau a treia energie cu care poate are și un copil cu femeia asta, ok? Și femeia asta l-a șantajat, dacă pleci, dacă faci, etc. Stai că ți-arăt eu, spun eu. Îi spun eu, i-arăt eu. Dar bărbatul ăsta iubește femeia asta. Și el se va cupla cu ea, dacă sunteți voi domnii și treceți prin situația asta. Sau doamnele, dragostea o să învingă situația asta, pentru că cineva o să recunoască.
indiferent că ați avut sau n-ați avut deja o relație cu bărbatul ăsta, indiferent ce aflați despre persoana asta sau ce vă spune în mod direct, se poate discuta, se poate trece peste. Eu văd că această persoană s-a schimbat, s-a îndrăgostit cu adevărat de voi. Dar lui este foarte frică, dar va trece peste asta. Și cealaltă femeie l-ar face de râs să-i spună ceea ce cred că voi știți deja. Bun. Mai vreau o energie pentru cei de la varianta numărul 3, următoarele 72 de ore. Da, cineva o să-și declare dragoste, o să spună mai presus de lucrurile astea, exact pe care nu le mai vreau, persoanele astea, lucrurile astea, trecutul meu, pentru a-ți întrebui anturaje, familia mea sau ce vorbesc cu oamenii ăștia exact. Adevărul este că te iubesc și ce m-am jucat aici sau ce s-a întâmplat nu mai are nicio legătură cu ceea ce simt acum, exact. Următoarele 72 de ore, pentru cei de la varianta numărul 3. Astăzi de cupe, cavalerul de cupe, da, cineva s-a îndrăgostit foarte tare aici. Deci nu puteam să am, deci mai pe față de atât. Îndrăgostiți 7 de săbi, 10 de săbi și 10 de monede. Clar cineva spune aici, nu, pare rău că am hoțit, îmi pare rău că ți-am făcut asta, îmi pare rău că te-am trădat pentru bani sau îmi pare rău că am făcut asta în trecut sau că am făcut asta cu alte persoane, chiar și cu tine, eu m-am îndrăgostit de tine. Fie ce o fi, eu cu tine vreau să rămân. Va fi o surpriză pentru foarte multe dintre doamne. Pentru că bărbatul ăsta apare din Nant, nu ați mai vorbit de mult cu el. Poate fi gemeni, pești, pentru că am îndrăgostiții. Poate să fie și vărsător sau să aibă vărsător. Iar văd pește aici. Este cineva care spune, fie ce o fi. Dar eu mă duc și îi spun. Cineva care spune, fie ce o fi, eu mă duc și îi spun. Nici vreau să mă împac cu persoana asta. A fost atâta perioadă de liniște. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei de la varianta numărul 3, următoarele 72 de ore. Informația vine către voi, doamnele, din Leo Berbec. Și vine pe nepusă masă, 6 de monede și turnul. E persoana asta, e din trecutul vostru, da. O persoană care în trecut v-a refuzat binecuvântarea și cupa de dragoste, dar acum vrea să lucreze la această relație și cred că îi pești cam regele de cupe. Și are și gemeni bărbatul ăsta. Cu 6 de cupe, 4 de băte, 7 de săbii. Persoana asta este foarte melancolică în legătură cu trecutul. Și să te-ați termine o relație cu o femeie din săgetător, care are săgetător, gemeni, pești, poate să fie chiar scorpion, pe care o respinge. Aici este o furtună de lacrimi pe care cineva o aduce cu o confesiune. Dacă sunteți leu, persoana asta ține de voi. Iar voi țineți de un final. Echilibru, da. Posibil că bărbatul s-a terminat o relație cu femeie din săgetător, văd. Oricineva s-a reechilibrat între timp cât ați fost despărțiți. Aici este o sarcină secretă sau era vorba de o sarcină secretă care nici măcar nu e a bărbatului ăsta. Ok. Ori bărbatul ăsta are o copii cu altcineva dintr-o altă relație. Voi nu vreți să faceți parte din poverile, probabil că de-aia ați lăsat și persoana asta, că n-ați vrut să aveți de-a face cu dificultățile sau tot ce înseamnă bagajele din trecut ale acestei persoane și i-ați spus rezolvă-ți probleme sau nu mă interesează problemele tale. Cineva ca să aibă victoria asta va trebui să plângă mult. Mult. În următoarele 72 de ore. Dacă e un bărbat o să plângă mult. Rac pe scorpion. Aici e vorba de o mașină, pierderea unei mașini, defecțiunea unei mașini, aveți foarte mare grijă în trafic. Luna 5 de bute, cineva are un conflict mental extraordinar de mare în următoarele 72 de ore în legătură cu această situație, cu 7 de săbi, cu minciunile pe care le-a spus. Moartea 6 de bute, aici nu este nicio victorie în legătură cu ceva ce a încercat să se facă pe parte de bani, exact ce povesteam mai devreme. Ok.
Aici pentru doamne este un nou început extraordinar de stabil, plin de stabilitate. 10 de monede, magicianul, pajul de pentacule, împărăteasa, 9 de pentacule. Cred că vă axați foarte mult pe carieră în această perioadă. Bărbatul ăsta a stat cu cineva din Capricorn, săgetător sau o persoană foarte toxică. O secundă. Ok, a stat cu o persoană foarte toxică din câte văd, pe care a părăsit-o, sau o situație foarte toxică. A fost un bărbat foarte neserios, s-a comportat foarte neserios. Și este și cineva care se comportă violent verbal sau a vorbit foarte urât cu voi. Ceva plânge aici după ceva ce s-a întâmplat în trecut și ce se întâmplă actual. Oh, 8 de săbii, luna și 5 de cineva o să aibă un conflict mental extraordinar și nu voi, ci bărbatul ăsta. Și o să întreb și de ce. Regele de bâte, moartea, 6 de bâte. Da, aici e vorba de justiție și anume ceea ce vi se face vouă, doamnelor, justiție. Pentru nedreptatea care s-a făcut. Vrând nevrând că cineva își cere scuze sau nu, de-aia aș va cere și scuze. Cred că voi ați și așteptat, în special dacă sunteți leu. Sau aveți leu, scorpion, aveți balanță. Cineva și-a așteptat dreptate aici, ori nici măcar n-a băgat-o în seamă, dar știa că va veni. În legătură cu 3 de cupe, 6 de cupe, o persoană din săgetător pe care a blocat-o cu 6 de cupe, 3 de cupe, a treia energie. Bărbat, femeie, iar 3 de cupe. 3 de cupe, 10 de săbie. Aici s-a terminat, bărbatul s-a terminat relația cu femeia asta. Vreau să văd turnul și 9 de săbii. Sunt multe persoane care plâng aici pentru ceva ce v-au făcut. 9 de săbii? Cine are 9 de săbii? Și vă și urmăresc cu pași de săbii. Cine are 9 de săbii? Cine vine că trebuie cu 9 de săbii? Un rege de săbii și am văzut și balanță mai devreme pentru că era justiția. Cineva care s-a comportat imatur cu voi, un bărbat din balanță care vă iubește foarte mult aici, are și balanță și scorpion. 5 de săbii și turnul, explozie mentală de lacrimi și de toate. Turnul și 5 de săbii, ia să vedem. Cineva care n-a vrut să se detașeze dintr-o roată, ceva ce repeta tot timpul, 4 de monede și roata. O indecizie pe care o avea în legătură cu 3 de cupe, le renunță. Deci am înțeles aici, o să vă cuplați cu cineva din balanță. Doamnele, veți fi cu un bărbat din balanță pe care o să îl cunoașteți deja și bărbatul ăsta suferă foarte tare cu voi, să știți. Dar ăsta a fost comportamentul lui. Și e frică că sunteți cu altcineva acum. Ce veți decide voi, doamnele, în privința acestui bărbat? Da, veți accepta să fiți împreună. Pentru că sunteți suflete pereche, regele, regina de monede și justiția. O să vă căsătoriți cu bărbatul ăsta, să știți. Chiar dacă lucrurile par stagnante sau apar stagnante, să știți că o să vă căsătoriți cu bărbatul ăsta. Și am văzut și la doi ceva de genul ăsta. E o cerere în căsătorie. Cineva a trebuit să facă curățenie aici în trecut ca să poată fi împreună cu energia nouă. Haideți să vedem concluzia și să încheiem. Concluzia pentru cei de la varianta numărul 3, următoarele 72 de ore, concluzia. Da, este un bărbat de la distanță, ship. Bărbat care o să călătorească, să vă vadă, sau voi călătoriți să vedeți bărbatul ăsta. Pathway, a trebuit să ia o decizie importantă. E din altă țară, deci bărbatul ăsta e din altă țară, dar oricum ar fi, inima lui va aparține. Primiți scuze de partea acestei persoane, în legătură cu o femeie secretă. Bărbatul ăsta o să vă recunoască adevărul, o să vă spună. Exact cum am spus, decât să afle de la altcineva, mai bine îi spun eu. Concluzia pentru cei de la varianta numărul 3. Trebuia să vă mai întâlniți, numai că n-a avut loc această întâlnire din cauza acestei indecizii. Exact, decizia bărbatului ăsta să călătoresc, să nu călătoresc, pe atunci și ship. Din cauza unui snake, poate are un prieten foarte parșiv această persoană, sau poate este vorba de o fostă în peisaj, sau era un ex de-al vostru care se băga între voi. Exact,
Ori bărbatul ăsta tot să sfătuia la cineva, exact, bărbatul ăsta se sfătuia la cineva care dă în cărți sau este o persoană ocult, într-un ocultism, ok? Și e un bărbat care tot îi dădea informații fake, false. Da, care avea și o afacere ascunsă și implicau plăceri sau chestiuni de plăceri. Ori un bărbat îl sfătuia, nu, e bine să întrești cu o altă femeie, e bine să... Wow! Stop! Pentru alții dintre voi, să știți că bărbatul ăsta a fost sfătuit de către un prieten să se împace cu o fostă sau i-a infiltrat o femeie. O femeie, cum să-i spunem așa, temora vrușoare sau îl ducea la anumite cluburi de noapte sau încerca să insufle persoana asta. De ce să fii fericit sau de ce să te însori sau de ce să fii cu persoana asta de la distanță când poți să mergi cu atâtea opțiuni? Persoana asta indica bărbatul ăsta să folosească vicii sau să termine discuțiile cu voi. Un bărbat frustrat, un bărbat care a terminat o relație cu o femeie și insufla bărbatului sau persoanei voastre, ok? Să facă lucrurile astea pentru că era invidios pe el ca să nu cumva să fie fericit cu voi. Pentru foarte multe dintre voi nici nu cunoașteți bărbatul ăsta care este prieten lui. Era o chestie ascunsă de bani. Poate celălalt bărbat avea un interes de bani la persoana voastră. Sau încerca să-și bată joc de el financiar împreună cu o femeie. Și de ce a decis să fie cu voi? Turnul și patru de băte, adică casa. Pentru că se desparte de femeia, ok? Și pentru că voi v-ați impus respect față de persoana asta. Și i-ați spus, nu se poate cu energia asta, în niciun caz. Dacă mergi pe energia asta, nu mergem nicăieri. Exact. Eu sunt o persoană stabilă, eu vreau o persoană stabilă lângă mine. Și când, dacă decizi să devii o persoană stabilă, anunță-mă, dacă nu, nu m-am mai anunțat deloc. Exact. De ce ați decis cu turnul și casa? Și-a dat seama că sunteți persoane loiale și că vrea să vă fie loial vouă. Vrea să facă relația voastră publică și-a dat seama că voi sunteți aleasa. Bun. Atât am avut și pentru cei de la Varianta numărul 3. Acesta a fost video interactiv de astăzi. Vă pup și ne vedem la un nou video.